Și obligativitatea de a purta
astea erau directivele. Culmea e că povesteam colegilor de aici, de la bibliotecă. În interior am avut spectacolul, iar spectatorii n-au avut nicio obligație. Nici să stea la distanță, nici să poartă mâini. Care e raționamentul? Se vede că nu există. Așa că îmi iau răspunderea să, dacă ați intrat sănătoși, să ieșiți sănătoși și împrospătați spiritual de lucrurile pe care le aduc cu toată dragostea. Sunt câteva lucruri noi și vreau să încep prin a vă prezenta câteva tehnicalități. Aici e rezervat cineva. Chiar dânsul. În primul rând, o să fie un videoclip la sfârșit și am ales varianta de a nu fi proiectat, deși aveam proiector, pentru că, fiind lumină, nu se pierdea din calitatea imaginii și atunci am hotărât să-l filmul să fie pe plasmă, pe televizor. E mai mic, dar calitatea imaginii este mai bună. Am să vă rog să înțelegeți. Doi, am acest audiobook care este expus la vânzare. Îmi pare rău, nu pot să vi-l fac cadou fiecăruia, pentru că eu am primit o cutie cu aceste audiobook-uri de la firma care Act și Politon, care îmi cere banii înapoi pe el sau să-i dau discul înapoi. 40 de lei costă pentru cei care doresc să cumpere, iar eu mă oblig ca, dacă doriți, să vă ofer autografe după spectacol, dacă achiziționați. Este un audiobook de 8 ore și 50 de minute, deci dacă aveți drumuri lungi, îl băgați în discul, în aparat și puteți asculta fără întrerupere 8 ore de lectură a acestei cărți, care este Tata este gras, se cheamă, scrisă de Jim Gaffigan, care este un improvizator, actor de stand-up, comedy american. Și eu am ales să fac audiobook după cartea lui, iar el a scris cartea după numerele pe care le face, numerele de stand-up comedy care le face în grupurile americane și în care e vorba chiar de familia lui. El, soția lui și cei 5 copii au ales să rămână uniți pe parcursul turneului veșnic în Statele Unite, drept care a închiriat o rulotă și și-a toată trupa. Acum sunt numere foarte comice, pentru că el trebuie să facă în așa fel încât seara copiii să fie obosiți, atât de obosiți încât să-i curce, să poată merge la club să își facă numărul, să câștige. Și are tot felul de tertipuri ingenioase, asta e și frumusețea acestei cărți, și încă multe alte surprize. Vă recomand, chiar dacă nu achiziționați audiobook-ul, sunt sigur că la Polirom, la Politon, App și Politon, sau la, doar suntem într-o bibliotecă, într-o librărie, bibliotecă, poate achiziționați sau puteți aduce cartea. Există și cartea tradusă, după care am citit eu, și acest. Doar că dacă îl aduceți prin, va fi mai scump, el costă 65 de lei prin achiziție directă. Eu am beneficiat de o reducere pentru dumneavoastră. Cam atât deocamdată, ce va mai fi pe parcurs, vă voi spune. Deocamdată, dați-mi voie să încep cu prima și ultima melodie și cu acesta spectacolul nostru a dat sfârșit. Vă mulțumesc! Ne-am făcut datoria, dumneavoastră ați venit, eu am venit. Deja asta e o problemă. Am venit cu mașina personală și am, deși am întrebat cât fac din
București până aia, zice 4 ore. 4 ore dacă zbori. Eu merg tare, dacă e cazul, dar acum nu a fost cazul, pentru că au fost atâția nebuni pe drum, încât eu a trebuit să fiu de 10 ori mai atent să-i ferească. Foarte stresant. Acolo unde e aglomerat, eram cel mai liniștit, că mergi cu toții în rând. Mai vine cât un nebun, trece pe lângă și eu, lasă că-l văd proptit în vreun. Dar când, culmea, când nu e aglomerat, atunci e foarte primejdios, că din senin apare unul cu 300 la oră, mașini puternice, bași la motocicliști, știți ce spun? Nu trebuie să. Așa că am venit în spiritul grăbește decet, ca și filmul în care poate cuvintă dumneavoastră. Sau cum spune latinul, și eu am făcut latina, festina lente. Important e că am ajuns și acum să nu mai gândesc dacă plec. S-au îmbântat, bă, dar cu mult cheam pe fetul, nu știu, n-am hotărât.
Păi, ce nume avem? Ior, nu se poate că sunt eu atunci. Gheorghe, să fie. Lucru pe care eu l-am aflat târziu, în clasa a întâia. A strigat catalogul și Radu Gheorghe. Eu nu am avut nicio reacție. La sfârșit, cine nu m-a fost strigat? Eu. Păi cum te cheamă? Gelu Radu. Nu, micuță, ești Gheorghe. M-am pus prin gânde că m-a făcut Gheorghe. Toată lumea îmi spunea Gelu. Așa că am rămas Gheorghe și prima recunoaștere, după o emisiune televizată, eram student încă, sau, mă rog, la sfârșitul studenției am făcut un număr la televizor, o emisiune de varietăți, în care eu spuneam poezia Brăduleț, Brătuț, Răguț, poate cei din generația mea o știu, și practic interpretam rolul unui copil care uita versurile. Începeam să plâng și a avut un impact. Lumea mi-a reținut figura, dar cu numele nu mai. Și cu toate astea, eu eram mândru, m-au părut la televizor, știau colegii mei, rudele, m-au văzut foarte frumos, bravo. Acum aveam recunoașterea pe care o speram eu din prima să-i rup. Totuși, la un chioșc de sucuri, stăteam la coadă și văd pe vânzătoare că îmi zâmbește, se uită cu subînțeles. Zic, stai să vezi că dau lovitura asta, a văzut și știe cine sunt. Erau niște colegi lângă mine, acum mă dau mare. Ajung, comand sucul și eliberează perla, doamna, zice, mai lucrați la sifane. Am plăcut. Deci ea ceva mă recunosc, dar nu știa de unde să mă ia. Pe urmă, lumea, sigur, m-a văzut mai des în filme și am început să fiu recunoscut ca actor, dar cu numele de-aia am și spus mai în glumă, Tudor Gheorghe este una din confuziile. Dar mă, Tudor, ce mai faci? Bine, sunt aproape Radu, dar mai e timp. Da, alții spun domnul Mălăieru. Nu eram confundat cu el până când nu m-am pus și ochelari. El era cu ochelari din studenție, eu nu. Între timp am citit încă o carte și am, în afară de abecedar, n-am făcut vederea și de atunci mă confundă cu, dar măcar să știe numele lui, la Mălăieru, Mălăieru. La Sinaia, din Sinaia este soția colegului meu, noi am fost colegi de an și am jucat împreună. Și deci se presupune că în Sinaia s-a dus de nenumărate ori, este că un oraș mic, nu? Cel puțin cei locali, cei îl cunosc. La un chioșc au tot ungerii, intru și tot aia, dar nu știam, sunt pește. Haideți, domnul, Mălăiele, că toată lumea mă știe. Zic, nu sunt Mălăiele, era prea dimineață ca să plumesc, am fost serios, ceea ce mi se întâmplă rar. Zic, sunt și eu autor, sunt coleg cu Horace Mălăiele, dar mă cheamă Radu Gheorghe. Lăsați, că știm noi. Și scot buletinul. Vă arăt buletinul, nu glumează, se întâmplă confuzia asta. Știm șmecheria și cu buletinul. Nu știu ce șmecherie, dar am rămas marcă. Așa că... Și oricum, cea mai dramatică a fost chiar în spatele teatrului, confuzie. A fost în spatele Teatrului Național, când un cetățean de două ori mai înalt decât mine mi-a pus palma în piept. Stai, ești actor și îmi place. Mă bucur. Și eu am fost plecat în Canada, m-am întors acum, dar lasă puțin timp să mă gândesc, să spun că mi-aduc aminte cum te cheamă, Albulescu. Și se vede că el s-a luat după înălțimea lui, numai la înălțimea aia de actor. Da. Am cântat primul cântec acasă, pe care îl cânt de cel mai multe ori în orașele dragi mie, acasă fiind în primul rând Turcia și pe locul 2, bineînțeles, este Onești. Am uitat să văd munții foarte frumos. De ce nu v-ați dus la munte? A stat aici. Nu vin gazele aici de acolo.
acum ce mai multe este de echipament? Nu rămâne ca la Brașov, dar am fost foarte contrariat când o știre era că cel mai poluat oraș e Brașov. Eu mă duceam la Brașov să iau aer curat. Dar se vede că orașul, se vede că aerul din jur e ok, dar acolo fiind ca o, o pârghie ceva, se adună și oricum cu circulația mașinilor, pot, dar îmi garantez că nu mai mașini. Dar am fost surprins neplăcut. Poate același lucru se întâmplă și aici sau nu, aveți aer curat, doar în camera mea. Nu, dar e bine să miroasă în camera ceva, pentru că astfel îți dai seama dacă ești sau nu infectat. Dacă miroase la nimic, înseamnă că trebuie să-ți faci analize. Am spus acasă piesa pe care ați ascultat-o și deja și asta este o piesă veche din tinerețe. Se contura dorința mea de a îmbina muzica cu teatru, ceea ce s-a întâmplat în majoritatea pieselor mele. Ăsta e motivul pentru care nu am reușit să scot un disc. Am trei casete, una făcută de Electrecord, și se pierde mult, pentru că în toate show-urile mele și imaginea contează. Dacă e fără imagine, poate melodiile nu spun. Versurile sunt de asemenea alese pe principiul ăsta de teatru sau teatralitate, sau să aibă un clenci. Nu e chiar că aia se cântă mult. Majoritatea colegilor mei ați văzut că au abordat teme de dragoste, aia dragoste comică. Cineva îi spunea fostei mele soții, am divorțat, dacă cineva, de vârsta mea, bineînțeles, e în aceeași situație, să ne facem o seară plăcută. Ne povestim greșelile. Întreba, îi spunea, cred că, doamna Radu, râdeți acasă? Zicând, doi soți de asta, zice, numai de glume. După ce ne batem, râdem. Spuneam de onomatopee. În multe din piesele mele folosesc onomatopee. Chiar una din piesele înregistrate de Electrecord se cheamă Cântec în limba spargă. Adică nu spun nimic, niște vorbe inventate. În liceu am făcut o trupă ca toți băieții din vremea mea de pop, mă rog, beat. Atunci am fi până să melodiile ieșeau mai repede, dar până să iasă versul, ne cântam într-un fel de engleză. Are the sun for my station, sau mare, ceva, ce ne trecea. Într-un fel era bine pentru că stabileam astfel ce vocal ar trebui să aibă versurile ca să fie mai ok, mai muzicale, mai sonore. Și deodată, la o repetiție, în sala de spectacol a liceului, semi-obscuritate, auzim din spate, era asistență la repetiție profesoara de engleză. Zice, bravo, mi-a plăcut piesa asta, vrem să vindem pe unul din noi. Aoleu, asta am cântat noi. Sper că era un refren care aducea cu acest propoziție.
A reposat. Placi, placi, taci, taci. Cristian Morgenstern, l-am găsit ca sursă de inspirație cartea cele 12 anotimpuri ale inocenței. O carte foarte frumoasă, în care Iordan Chimet a adunat poezii, texte de autori celebri, autori mari, care s-au copilărit, între care și Cristian Morgenstern, cu trei piese pe care trei poezii pe care le-am preluat dintr-un foc. Una este Cioroiul Pat, a doua și cel mai scurt cântec al meu. Îmi plac lucrurile scurte și la obiect, nu o logim fără. Furnica, doar două verse și, bineînțeles, Proasca Țestoasă, pe care o voi cânta puțin mai târziu și poate și dumneavoastră cu mine le-ați îngânat refrenul. De altfel, trebuie să faceți lucrul ăsta, pentru că cel sau cea care va învăța refrenul și va avea amabilitatea și curajul să vină să-l cânte cu mine, va primi cadou un audiobook și sfaturile de noapte. De ce parte să dor? Am intrat în zona cu animale. O altă piesă. Practic fiecare piesă, vă dați seama, după atâția ani, are o poveste. Unele sunt legate de nașterea lor, altele de ce s-a întâmplat pe parcursul vieții, în diferite momente în care le-am cântat. Următoarea piesă pe care vă propun să o ascultați este o fabulă, Aurel Maranga, și care, tocmai pentru că e fabulă, la vremea respectivă, perioada de tristă amintire, a fost interzisă, pentru că unor tovarăși li se părea că se spun lucruri nepermise. Altora a zis, nu, domnule, e vorba de o cămilă, care era cămilă. O cămilă, da? Știm acum, în toate timp, că fabula tocmai asta, ăsta e rolul, să ascundă pe departe ceea ce nu poate fi spus direct. E o critică la societății. Dar până la urmă am cântat-o în public. Sigur că am avut un sprijin și cel care și-a luat responsabilitatea pentru multe năzdrăvânii pe care le făceam eu la vremea tinereții, năzdrăvânii artistice, a fost poetul Adrian Păunescu, Cenacul Flacăra. Eu am avut un statut special, terminasem, sau eram pe cale să termin facultatea, atunci veneam și ca actor și ca folkist, cum se spune atunci, acum e cantautor. Și pentru că aveam educația deja apariției la public, aparițiile mele întotdeauna aveau ceva nou, întotdeauna țineam publicul și asta a creat încredere între mine și Adrian Păunescu, care îmi dădea libertatea să fac absolut orice pe scenă, fără să mă întrebe de ce să cânti, ce să faci, ce să... Și atunci, răspundeți, chiar sunt curios să văd cine ne sunt. Spuneți că totul e în ordine, ne simtem bine, dacă treabă de bine, mai târziu. Unde a spus că mergem la gogoșerie, zice. Eu, gogoșerie, ce? Celebră. Cum? Zahana.
ce nu terminăm aici, mâncăm acolo. Luntra de șerturi mără de brață, o plită cu două copoașe, trecând prin nu știu câte orașe, văzut pentru prima dată în viață. Toate actele erau mod
mototolite, adică motot, întoite. Ceea ce făcea că atunci când le desfăceai, după atâta vreme, să se rupă. Nu așa, dacă uite frumos, pagina de plastic. Nici așa nu e failing, pentru că le scoți și nu le mai găsești, zice că le pui undeva, că dai nevoie, sau se pierd pagina, tot plicul, parcă știai că e acolo, scrieai actul de naștere și ultimul. Suzy. Ieri, pe spate, am terminat, că voiam să spun că un cântec pe care l-am scris de mult și de-abia după 20 sau 30 de ani am considerat că nu e complet și am mai scris-o. Încă o strofă. Dar pe asta, ultima culme, că uit mereu. Deși mi se pare că e un final bun, o să-mi spuneți dumneavoastră. Nu era la vremea aia concluzie sau fel de morală. Aia, în urmă, în tinerețe, ce concluzie era? Acum, nu tot își trebuie pus un punct să-i mai dăm o sărață.
Stă într-o râne, ca și la Turcia. Dar e unul din monumentele pe care le vizitez acolo, dar arată din ce în ce mai monument. Da, deși mult din tinerețea mea a fost în legătură cu această casă de cultură, inclusiv încercarea teatrului meu de a mă pune pe picioare, pentru că eram mic, eram slab, energic, săream din copac, dar ajungeam târziu jos, că pluteam. Și ai mei erau disperați, ce naiba de om ești tu, mai de mâncat mâncam, dar energia. Atunci zice, lasă că te duc la casa de cultură, sunt cluburi sportive. Și zice, alegeți, între ce? Box, lupte greco-romane, asta era tot. Zic, am intrat în sala de lupte greco-romane întâi și aveam mirosul foarte bun. N-aveam nici urmă, dar am ieșit în secunda doi, pentru că era un miros de transpirație de toți băieții de acolo, care mulți erau muncitori pe la fără. În dușul mai greu, mirosea foarte frumos, a zis, no. Și mai e și un sport în care e full contact, adică stai cu nasul în transpirația lui, Și m-a dus la box. Aici mirosea mai bine, dar m-a luat antrenorul, m-a pus la toți prichindeii. Așa, eram la coadă, care voiau să se înscrie înainte de înscriere. Și mă zice, ce face antrenorul cu ei? Și antrenorul mă zice, vrei să faci box? Da. Bam, cu pumnul și rupea, trebuia să aibă cartilajul ăsta rupt. Era o mică durere, dar nu curgea sânge, nu nimic. El știa cum să stângă împrejur și la rând. Nu vreau box. Nu-mi place. Atunci du-te altul, nu mai e. Și m-a scris fără voia mea la lupte greco-romane. Norocul meu a fost că nu începeai să te lupți cu un alt partener. Îți dădea o mămâie. Mămâie aia era cu nisip, nu știu cu ce, cât tatăl meu. Eu n-am putut să o ridic și m-au dat afară. Aia trebuia să o întorc, să exersez cu ea. Nu e bun, îmi sparge mămâia cu oasele. Așa că am terminat cu experiența asta și până la urmă m-am scris la caiac. Zic, lasă că aici dacă măcar plutește, să cazi cu caiac. Și asta mi-a prins foarte bine, pentru că m-am ambiționat. La început, nu știu dacă știți, că Delta Turcii era grup, unde s-au născut mari stuful sportiv, pațaichi, prieteni. Și pentru începători, te antrenai cu un caiac. Caiacul e foarte instabil, are fundul neted din placaj. Sandolina se cheamă, un fel de seamănă cu un caiac, doar că are fundul trapezoidal, tocmai ca să aibă echilibru, să nu se sperie tinerii, una, două, altfel nu stai de la început până nu începi să înveți șmecheria, cum să te sprijini în padelă. Și mi-am dat aia. Dar sigur că această sandolină e stabilă, dar nu prinde viteză. Și eu deja mă simțeam mare de sportiv, de fi și eu acum. Și în jurul meu, se antrenau lipovenci. Fete de lipoveni care cu vâsla s-au ascult. Și eu să mă dau mare, să mă iau după ele. Și nu reușeam să le ajung. În primul rând că ele aveau caiace, plus că știau să meargă, dar s-au născut cu vâza. Și m-am ambiționat că nu m-am lăsat pentru că nu le-am ajuns. Să chipurile să vorbesc cu ele. Și când le-am ajuns, m-am luat, e vinovă, zic, tu e bun. Cu asta le-ai ajuns, dar hai să-ți dau caiac.
Gata, am ajuns, treceam. Zic, ia uite ce bine că am avut o barcă de gata. Și am rămas, am zis, și acum am caiacul meu, sunt pionier. Doar că n-am urmat cariera asta, pentru că eu am făcut școala de muzică din clasa 1, tot un fel de caiac, vioara, nu, din placaj. Nu m-am despărțit de placaj. Și am urmat cariera muzicală și pe urmă cea teatrală. Dar a fost... iar aici v-am să ajung că la, până la urmă, în liceu am fost distribuit într-o piesă de profesoara de română și acolo parcă am simțit eu că aș avea atracție pentru legătura asta cu public. Îmi plăcea să fac lumea fericită, colegii, eram un fel de clovn al clasei. Și oricum tot pe ideea asta de energetic. Și când s-a evit prilejul la teatrul popular de la Casa Sindicatelor, un văr de-al meu care se punea o noapte furtunoasă și un văr de-al meu juca Rică Venturianu. Și zice, ce lucru vrei să fii, că nu avem actor pentru Spiriton. O singură replică. Zic, ba da, vreau. Hai, că tu ești, trebuie un puște acolo, nu? M-am dus. Era actorul Balaban, era Teatrul Bulan, care regiza spectacolul. M-a pus să citesc ceva, o replică de acolo. Zice, da, bine, mulțumesc. Nu e bun. Am plecat acasă. Dar n-am mai găsit altul și atunci l-am luat că nu ești bun. Bine, nu face că decât deloc, mai bine ceva. Nu știu ce impresie i-am făcut, dar nu-i făcusem o impresie prea bună, dar a greșit. Chestia e că am făcut premiera, până la urmă am învățat textul, l-am spus așa cum voia el, și a urmat cea mai... una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea, pentru că nu am învățat teatru. Teatru m-a învățat pe mine. Ce vreau să spun? Că în mine n-aveam nicio educație de teatru. Dar textul, adică ce era în capul meu. Iar eu am adaptat teatru în funcție de energia și posibilitățile mele. Prin care, după premieră, am plecat în turneu cu trupa de amatori în satele din județ. Și acolo exista bunul obicei, tradiția ca artiștii să fie primiți de primar și de oamenii stăriței satului cu friptane mici și vin de butuc la greu, drept care până la începerea spectacolului, actorii principali nu uitau textul, uitau și cum îi cheamă. Dar eu eram singur treaz, de care piesa devenea Spiridon și ceilalți. Ei se bazau pe mine, că de câte ori uitau replice, intram eu. Și acum, să vă spun eu ceva, am fumat, de-aia o să mai fumez. Asta, păi nu e asta replica. Asta, că știu eu care e replica. Și m-a alergat un fel de comedia de la... Dar țăranii râdeau. Până la urmă, dar era fericită. Și eu credeam că ăsta e teatru. Adică, pardon, ai uitat replica, nicio problemă. Spui, dar n-ai să-mi taci la prost, dar nu. Colegul a uitat, spui și bani. Și cam așa am ajuns să se uita, ușor, nu mai ai tu, nu? Dar cine? Păi a întârziat. Cine? Caragiul nu și-a spus replica, nu! Stai că e și pauză, l-am spus eu și pauză. Ești înger sau demon cel mare? Ești stilul sau gingașa la floare? Un singur lucru tu știi și eu știu, a venit prea târziu.
Înger de sigur, demon de sigur, chiar te pleci sau rămâi, sunt din singur, mai singur. Un singur lucru tu știi și eu știu, am venit. Și ne-am zâmbit, ne-am așezat pe o bancă și ne-am îndrăgostit, ne-am așezat.
Oricum, am mai fost una de genul ăsta. Stăteam într-o cameră în alt hotel, la Grița, și camera mică, exact ca un compartiment de tren. Și mai veneam mai târziu, ori eu, ori el. El foarte educat, foarte ordonat, pentru că erau mulți frați. Copii, atunci fiecare își punea lucrurile acolo, așa, și își făcea și caietul de joc, de teatru. Acum intru pe ușă, fac doi pași la stânga, întorc puțin privirea, 35 de grade, mă uit crunt, spun de replica, numai așa, că ai nebunit, păi nu mai să ții minte astea. La mine nu există, nici nu exista. Eu, dezordonat, singur la părinți, nu aveam nicio treabă. Ce aruncam eu, strângea mama. Ce nu strângea mama, strângea bunica. Nu mai spun de străbunica. El venea mai târziu. Nici nu scârția ușa, deschidea ușor, să nu mă trezească. Da, se despărțea în ce. Până la urmă, tot fâșia ceva și o săream din pat de 2 metri, ce? Băi, nebunie, ce? Te-am trezit? Păi sigur că mai trezit. Intru și tu ca om, trebuie eu să știu că ești tu. Dacă intră omul, păi și mă, veneam eu, și aștepta. Hai să văd câte bani ai de. Într-o noapte mi-am adus aminte, am spus, pantofi, la trepec. Iau și eu să văd ceva de la el. După vreo sfert de ori, mă tinsese. Nu-l mai arunci pe al doilea. Nici așa, nici așa nu e bine. Amănânia asta tot și la supremeți. Suntem oameni pe cele concrescui în rezervații. Încercăm puțin mai rar, să cred că
Învățați că nu e
să încheiem recitalul meu, deși aș rămâne mai mult, mai am și pagina a doua. Da, trebuie să mă invitați odată și să spuneți, Reia, de unde ai rămas, nu repetam asta, că am. E, da, e un, o etapă din compozițiile mele, din, se referă la cartea Eternitate Locală a lui Eugen Seceleanu, o carte foarte frumoasă despre vârsta a treia, personajul principal din carte, pensionar, acum ca și mine, Ionel Taflan, scrie versuri și le lipește pe stâlpi. Așa, e mai arătat. Dar versurile lui sunt cu târg. Eu am luat aceste versuri și am compus câteva balade, printre care, parcă v-aș spune mâna, am făcut și un clip, un videoclip. Îl găsim? Balada primului purcear. Este filmat de Antena 1, cred că, nu o să-l vă deranjeze. Balada primului purcear. Video, da? Și asta, e cu imagine? Nu, cum mă prește. De-aia trebuie să dai pe eu. Odată cu trecerea pe televizor, sunt niște tehnicalități, dar suntem aici ca să le rezolvăm. Inginera de imagine. Dacă nu îi reușește, mă și bate. Soțul mă ține? Sau soțul mă ține? Și rolul meu? Nu. Mai puteți sta. Vindeți autobus și vă? Ai stricat acolo. Nu vreau.
Dar din ciclul ăsta, asta de fapt e sacrificarea porcelului, care a adus în versuri de Eugen Seceleanu prin intermediul personajului Ionel Taflan. Și povestea e că de fapt s-a firmulețul acela cu gospodăria țărănească era undeva în Ardeal. Și am plecat din București cu Tico, renumită mașină Tico, pentru această filmare. Filmul e în televiziune complet, fără emisiunea de acolo. Ei au luat, de fapt, filmul și e mai drăguț filmul întreg, dar, din păcate, eu nu l-am. Dar are povestea aferentă întregii acțiuni. Am plecat cu Tico între două spectacole, adică trebuia să ajung noaptea, ca a doua zi să filmez și să plec, să ajung înapoi la Teatrul Național, unde eram angajat să joc. Deci era timpul scurt, nu place să merg noaptea, totuși a trebuit să fac efortul ăsta. În apropierea, cred că vorbim de, nu mai mi-aduc aminte, Timișoara, se duc pe drum, la o curbă, un tir vorbește cu farurile și în același timp văd un cetățean care se apropia de mașina mea, cum se întâmplă la noi, îmbrăcat distinct, în negru. Noaptea, sat neluminat, haine cenușii oricum și nici nu mergea drept. Înțeam? Nu aveam cum să-l evit pentru că din față venea tirul, pentru că m-au urmit, nici nu știam ce distanță am să de manevră. Am tras cât mai mult pe stânga, totuși impactul a avut loc și acum vă descriu ce am văzut eu. Nu a fost frontal, slavă Domnului, dar ceva s-a întâmplat. Am auzit o bufnitură, automat m-am uitat, nici pomeneală de frână, că aș fi intrat în plin în el, era și fel. M-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut un os care zboară și cade undeva pe el. Dar chiar și în fracțiunea aia de secundă m-a uimit faptul, sau era intrigat de faptul că osul era fără piele. Mă gândeam în minte, fracțiuni de vedea seama ce viteză, crede ce bun, mașina mea o fi, lovește, nu? E o fiertă, nu, și nu e ascuțitoare. Sau și de ce nu are piele, ce taie, ce ai intrat? Am oprit, m-am dat jos imediat. M-am dus, cetățeanul era la spate, chircit acolo, cu fața pe mâini. L-am ridicat, l-am întors imediat, era amețit, te doare ceva? Ai ceva în lupțe, teme? Zice, da, ce? În cot. Dacă doare în cot, mă uit mâna întreagă, mâna întreagă, picioarele trece, ce dragă a zburat. Într-una de mâini, încă mai ținea toarta unei pungi albe, deci aia l-a salvat, avea o pungă albă. Adică, ce, ai avut o pungă, da. Și mă duc acum să văd, l-am așezat pe o bancă, cum au țărare, băci la toate, pe bancă, stai aici. Și am văzut punga vis-a-vis, am căzut acolo și lângă ea, două cioloane de vacă. Deci, luase omul de la cărciumă să facă cioapă, două cioloane. Unul a rămas în pungă, unul a zburat. Că ce s-a întâmplat? Am agățat punga, nu l-am lovit direct. Am agățat punga, punga s-a spart, unul s-a zburat, dar ce a rămas din pungă l-am vârtit pe el, că eu l-am văzut zburând ca o titire. Din fericire a căzut mâinile pe... Era bad.
Noroc cu bleții. Între timp a venit lumea de acolo, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, uite, asta, asta, până și un nepot. Păi, ce facem? Păi, nu facem nimic acum, aveam să împart farul. Zic, eu trebuie să-l iau, să-l duc la Timișoara, să-i facă analizele astea și să-mi dea adeverință ca să pot să-mi repar mașina. Drept care, și eu și nepotul în mașină și m-am dus cu acția de dotație la Timișoara, direct la spital, i-am luat. Am luat adeverință, n-avea nimic, dar a trebuit să rămân acolo pentru investigație. Mi-am făcut filmarea, a doua zi, acum eu v-am dus, eu vă aduc înapoi la țară, mai ales că trebuie să iau adeverința de la milițianul din satul lui de acolo, unde a fost întâlnire. Mă duc acolo, era duminică, dar niciun milițian, nici în luni veneți, domnul Radu. Păi și eu ce fac? Dormiți la noi, ăsta accidentat. După ce m-au înjurat toți bolnavii de acolo sau accidentațiile, ce ne-ați făcut, domnul Radu? Ce m-a făcut? L-ați lăsat pe ăsta, primul că făcut în pantaloni și nu vrea nici o soră să-l spere. Până la urmă, doctorul a pus furtunul cu el. Și noaptea a dormit cu noi și nu știu ce a mâncat, că n-a fost bine. Doar el a dormit. Mă rog, l-am dus acasă. Și am dormit acolo în camera de oaspeți. A doua zi, bate, haideți, domnul Radu, nu serviți o ciorbă? Ce ciorbă? Din oasă. Zic, păi, acum mă necunos din ăla, doamne, dragi. Deci asta e povestea cu adițională la balada primului porțel. Era tradiție ca băieții, pe lângă multe alte fapte de vitejie, până să devină buni de căsătorit, trebuiau să treacă la țară și prin proba tăierii primului purcel. Probă de bărbăție. Asta, primul purcel trecea de la flăcău la bărbat și urma armata. Și cine era mugitor de aia, trebuia să-și facă și casă. Să-și primească aleasa într-o casă, ceea ce bunicul meu a făcut de el. Și așa că s-a terminat cu bine. Vreau doar un singur lucru să mai facem înainte de a ne despărți, să vă mai pun și clipul cu broasca țestoasă, cu încă noi, cu 19 colegi de-i mei, care tot acum vreo 20 ani, în anul 2000, cred că l-am filmat, ca și asta, înregistrarea audio a fost în studioul lui Adi Ordean. Și filmarea chiar acestui clip care urmează cu broasca țestoasă a fost în acest studio. E și o poveste frumoasă pentru că am reușit să conving nu 19, 20, 40 de colegi de-ai mei, doar că nu se potriveau programele. În fiecare zi, cu cât întârziam, alții puteau, alții nu puteau, alții puteau, alții nu. Dar altfel toți au răspuns pozitiv. De aceea o să vedeți că la finalul clipului apare și Florian Bitis, dar doar la final, pentru că el n-a mai apucat să cânte, că a venit după spectacol târziu. Iar filmarea a fost benevolă, am zis, facem pentru noi acest film, drept care am pregătit o masă cu mâncare, băutură, de bază băutura. Sunt mari colegi serioși băutori acolo, drept care s-a băut pe cinste și un exemplu e că prietenul meu, Baniciu, care a zis, eu la final fac înregistrarea. Până la final, când s-a dus cu să înregistreze, a făcut odată, Adi zice, bun, Mircea, ai dat din gură, bine, acum și cântă. Păi n-am cântat? Nu. El m-a auzit pe mine ca pilot și am cântat. Eu m-am auzit nu pe tine, pe Radu, dar de câteva ori am înregistrat și de fiecare el dădea din gură, dar nu scotea. Acum, acest clip
sine are o valoare adăugată, din păcate, una care va crește odată cu dispariția noastră. Sunt câțiva dintre colegii noștri care au dispărut deja. Am să citesc lista și am să vă rog să păstrăm un moment de recunoaștere pentru cei care au dispărut, care i-au iubit și m-au iubit, ultimul dintre ei fiind Dorul Stămulescu, care de curând a dispărut pe nepusă masă. O mare pierdere și vorbeam cu prietenii mei că tot ce se întâmplă cu oamenii pe care i-am cunoscut și îi cunosc este la fel de dramatic pentru mine și sunt sigur că și pentru dumneavoastră, pentru că viața mea, așa cum am văzut eu, nu este doar persoana mea, este tot ceea ce îmi prinde, inclusiv sau în mod special rude, prieteni, ca un puzzle. Și dacă unul dispare, cade o piesă din puzzle-ul meu. Când dispar prea multe, eu nu mai sunt complet. Faptul că nu mai e Dorul Stănculescu e o parte importantă în mine. Suntem prieteni, ai venit? Poți să știi. Deci, cei care sunt în videoclip, vii citesc acum Mircea Lucrăna, Silvia Dumitrescu, Sorin Migheat, Rodica Mandache, Dorul Duviș, spărut, Dorul Stănculescu, de curând, Mircea Baniciu, Maia Morgenstern, Valeriu Sterian, dispărut și el, Eugen Cristea, Oana Sârbu, Marius Sârbu, Monica Angel, Adrian Pintea, colegul meu de la Național, dispărut și el, Vasile Șeicaru, Florian Bunici, dispărut, Elgii Weinberger, Părăciu Mărele, Madalina Manole, Tensima, dispărut. Am să vă rog să I'm gonna make it.
Cântă cu mine cineva refrenul? Nu tot. Așa v-am anunțat mai devreme. Eu, prima. A vorbit curat fără mine. Păi asta și trebuie. Vreți să mai repetăm? Mergem separat într-o cameră. Vă mulțumesc că rămâne pentru data.